Un bărbat a fost arestat pentru 24 de ore pentru ultraj după ce a amenințat cu moartea pe Facebook o polițistă din localitatea argeșeană Cocu. Aceasta l-a lăsat fără permis după ce el a refuzat săptămâna trecută să oprească la un control de rutină. În urma evenimentului petrecut pe drumul județean 703A, pe raza comunei Cocu, Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a sesizat parchetul de pe lângă judecătoria Pitești sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. Parchetul a luat măsura reținerii pentru 24 de ore împotriva unui bărbat în vârstă de 34 de ani din comuna Cocu. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arest preventiv al Inspectoratului Județean de Poliție Argeș. Potrivit anchetatorilor, Denisa Grigore, polițistă în comuna respectivă, a fost amenințată cu moartea pe Facebook de un bărbat de 34 de ani din Cocu, un șofer pe care l-a sancționat pentru că n-a oprit la semnalul acesteia. În data de 21.07.2017, în timp ce mă aflam în exercitarea atribuțiilor de serviciu, am identificat un conducător auto care nu a oprit la semnalul regulamentar. Motiv pentru care am aplicat sancțiunea care se cuvenea și am reținut permisul de conducere. Conducătorul auto mi-a adresat amenințări atât la fața locului cât și în spațiul public pe o rețea de socializare. În acel moment am informat conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Argeș cu privire la aceste aspecte și am sesizat parchetul cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj. Spuneți-ne dacă v-a fost teamă, dacă vă e teamă pentru viața dumneavoastră. Normal că amenințările lui mi-au indus o stare de temere, dar asta nu mă va împiedica să-mi exercit atribuțiile de serviciu în continuare. Conducătorul auto, considerându-se nedreptățit după ce i-a fost reținut permisul, a fotografiat-o pe polițistă cu telefonul mobil și a pus apoi poza pe Facebook însoțită de următorul mesaj. Uitați, domnilor, cum își face serviciul poliția comunei Cocu, județul Argeș, și fără a fi echipat corespunzător și mai vorbește și vulgar, vă rog să distribuiți să vadă și șefii acestei doamne polițiste, hoți din comună nu este în stare să-i prindă, mă amenință că mă lasă pieton, vă rog din suflet dați mai departe că noi îi plătim. Șoferul a mai scris, dacă nu o mută, o mut eu la cimitir, să îmi dea și închisoare pe viață că nu am ce pierde. După o serie de alte comentarii prin care mai multe persoane i-au transmis conducătorului auto că e ilegal să amenințe cu moartea pe cineva, bărbatul a continuat să posteze. Îi făceam și filmare cum o jumuleam fir cu fir și unghie cu unghie pe viu, să vadă ce poate face un analfabet. Ieri, Denisa Grigore s-a prezentat la parchetul de pe lângă judecătoria Pitești, unde a ajuns și șoferul. În urma audierilor, bărbatul a fost reținut 24 de ore pentru ultraj. De ce ai amenințat-o pe polițistă? Chiar aveai de gând să o omori? Îți pare rău? Portofelul! Amenințarea polițistei argeșene vine la doar câteva zile după ce un polițist a fost ucis cu 10 de lovituri de cuțit pe peronul gării Burdujeni din județul Suceava.